Consiliul Județean Ialomița alocă bani pentru reparații la clădirea Liceului Tehnologic Iordache Zosima din Armășești. Construcția, care datează din 1885, are nevoie de intervenții urgente la acoperiș, iar autoritățile locale nu pot suporta aceste cheltuieli din bugetul propriu. Suma alocată de Consiliul Județean este de 90.000 de lei. 63.500 pentru refacerea hidroizolației la acoperișul liceului și 26.500 pentru refacerea sistemului de scurgere apă pluvială. Comuna Armășești va asigura suma de 10.000 de lei, 6.500 pentru refacerea hidroizolației la acoperișul liceului și 3.500 pentru refacerea sistemului de scurgere apă pluvială. Clădirea în care funcționează liceul din Armășești a fost ridicată de filantropul Iordache Zosima, descendent al unei importante familii de boieri fanarios din țara românească și donată de acesta Ministerului Agriculturii împreună cu 360 de hectare de teren arabil și pășuni. Aici a funcționat cea de-a treia școală de agricultură din România, devenită ulterior un simbol al învățământului agricol din țară. Am făcut o vizită la liceu și stadiul la acest moment al acoperișului este unul care creează mari probleme datorită intemperiilor, plouă în sălile de clasă. Încercăm, prin alocarea Consiliului Județean Ialomița, un parteneriat cu Consiliul Local al Comunei Armășești, să rezolvăm această problemă pentru moment. Cred că acolo ar trebui să se facă investiții mult mai mari. Acest liceu este în patrimoniul Consiliului Local Armășești și nu poate fi finanțat direct de către Consiliul Județean Ialomița, însă sperăm să încheiem parteneriate cu Consiliul Local Armășești și să finanțăm în viitor reabilitarea acestui obiectiv. Consiliul Județean va mai aloca 25.000 de lei pentru organizarea la Amara a unei tabere pentru copiii din raionul Nisporeni din Republica Moldova. Considerăm că am putea să ajutăm cu această sumă copiii din Nisporeni. Criteriile pentru selecția acestor copii aparțin raionului Nisporeni și Consiliului Raional de acolo. Aproape 900.000 de lei vor fi investiți pentru schimbarea semnelor de marcare la intrarea în județ. Am fost de foarte multe ori sesizați cu privire la aspectul acestor indicatoare, semnale simbol ale județului care au fost făcute acum câteva zeci de ani, că nu mai sunt nici întreținute și nici nu mai corespund din punct de vedere estetic și arhitectural. Consiliul Județean ia decizia de a finanța realizarea acestor obiective. O să avem și sumele aferente acestor semnale de semne indicatoare de județ. Sunt 26 de panouri simbol, totemuri, 11 vor fi amplasate pe drumurile naționale, iar 15 pe drumurile județene. Se finanțează studiul de fezabilitate, valoarea estimată este de 111.515 lei, proiectul tehnic de execuție 12.455 de lei și efectiv execuția acestor indicatoare este de 780.000 de lei. Această valoare depinde în mod direct de documentația tehnico-economică, întrucât forma constructivă, dimensiunile, fundația, materiale vor fi stabilite prin acestea. La acest moment noi avansăm niște sume fără să avea studiile de fezabilitate. Este posibil ca această sumă să se diminueze sau este posibil ca să crească în funcție de ce vor spune experții. Și în acest an, autoritățile județene vor recompensa cu câte 500 de lei elevii și cadrele didactice cu performanțe școlare. Toate aceste proiecte au fost supuse dezbaterii consilierilor județeni în ședința din luna iulie.